Bună ziua, doamne și domnilor, suntem la primăria Corp, discutăm cu șeful administrației publice locale, domnișoara Ancuța Baciu, și aș vrea să punem în temă un subiect de mare actualitate pentru luna august. Întâlnirea fiilor satului Poinărei, pe care părintele dumneavoastră a lansat-o cu ani în urmă pentru salvarea acelui sat. Și anul trecut nu s-a desfășurat. Ce s-a întâmplat anul ăsta? Exact. Cumva au trecut mai mult de 10 ani de când se face această sărbătoare. O sărbătoare care adună oamenii care au plecat din Poinărei, îi adună în același loc de fiecare dată în luna august, în prima sâmbătă după Sfântă Marie. Oamenii sunt mereu fericiți când aud că va fi din nou întâlnirea fiilor satului Poinărei, însă anul acesta vrem să așteptăm următoarele norme, vrem să știm dacă este în regulă să facem această sărbătoare sau nu. Așa că cel mai probabil după 15 august vom ști cu siguranță dacă vom putea face această sărbătoare. Dacă nu, oricum vom face slujba la biserică, pentru că așa este tradiția, și va fi așa un cadru mai restrâns. Da, va fi o chestie totuși de suflet. Și stau și mă gândesc și mi-amintesc că n-am prea lipsit la vreo ediție, că și dumneavoastră și sora dumneavoastră ați crescut practic cu această sărbătoare a satului Poinărei din Corbi. Da, a devenit o tradiție pentru noi în familie, adică dacă în fiecare an tata îl vedeam cum se pregătește pentru această sărbătoare, anul acesta am ocazia să-l ajut și eu mai mult decât aș fi putut în ceilalți ani. Păi da, pentru că domnul Virgil Baciu a încercat să transmite ștafeta ba la unul, ba la altul, dar nu au fost oameni de Doamne ajută până la urmă. Și acum, cine putea să preia ștafeta asta mai bine decât fiica? Da, exact. Mulțumesc. Noi vă vrem să aveți posibilitatea să desfășurați și anul acesta și să nu întrerupeți pentru 2 ani o tradiție superbă pentru satul românesc. Tradiția nu se va pierde cu siguranță.